Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre vaporul Titanic. Cel mai mare dezastru maritim pe timp de pace cunoscut vreodată de omenire a fost scufundarea Titanicului. Despre acest eveniment s-a scris foarte mult în ultimii 100 de ani, s-au făcut documentare, filme, picturi, desene, căutări în ocean, s-au făcut diverse speculații, iar unele lucruri au rămas un mister chiar și în zilele noastre. Titanicul a fost singurul vas din lume care a fost scufundat de către un iceberg, chiar dacă constructorii lui au afirmat cu tărie că acest vapor este de nescufundat. Totuși, ironia sorții a făcut ca el să meargă spre ultima lui călătorie chiar în ziua inaugurării sale. Titanicul a fost construit de firma White Star Line, ce aparținea armatorului Thomas Ismay. Construcția sa a durat exact 3 ani și a fost lansat la apă pe 31 martie 1912. Măsurile și dimensiunile sale erau impresionante, cântărind puțin peste 46.000 de tone, având o lungime de 269 de metri, 28 de metri lățime și 74 de metri înălțime. Peste 3 milioane de nituri au fost folosite la îmbinarea uriașului vapor. Puterea navei era dată de două motoare și o turbină de joasă presiune care înzestra Titanicul cu 46.000 de cai putere. Sistemul de telefonie al navei era unul fără fir de tip Marconi, care permitea emiterea și primirea de mesaje telegrafice, fiind în acele timpuri cel mai modern sistem de telefonie. După ce construcția a fost terminată, a fost nevoie de 20 de tone de săpun pentru a fi lansat la apă. Titanicul a fost dotat cu 29 de cazane de ardere care consumau 825 de tone de cărbune pe zi. Pentru sălile de mese fuseseră prevăzute 57.600 de farfurii și platouri, 44.000 de tacâmuri și 29.000 de pahare. Mâncarea a fost adusă la bord în cantități impresionante: 166 de tone de carne proaspătă, 5 tone de cârnați, 13 tone de jambon, 13.000 de ouă, 7.000 de litri de lapte, 1.000 de litri de smântână, 13 tone de unt, 37 de tone de făină, 40 de tone de cartofi, 15.000 de sticle de bere și 1.000 de sticle de vin. La bord au urcat 2.227 de persoane, inclusiv echipajul. Pe 12 aprilie 1912, grandiosul vapor pleacă din portul Southampton cu destinația New York. Capitanul Edward Smith, cel mai bine plătit comandant de vas din acea vreme, își dorea să bată toate recordurile de a traversa Atlanticul, așa că pornește motoarele și pleacă spre Statele Unite, forțând pachebotul la capacitatea lui maximă. Aceasta este ultima fotografie cu Titanicul plecând din port. Vasul se deplasa cu o viteză de 700 de metri pe minut, aproximativ 42 de km la oră, o viteză impresionantă pentru acele vremuri. Pe 14 aprilie, la doar două zile după pornire, Titanicul ajunsese în preajma Terra Novei. În această zonă, temperatura scade dramatic, iar în fața vasului a fost reperat un iceberg la doar 600 de metri. Reacțiile întârziate ale marinarilor și manevrele disperate de a devia cursul vaporului sunt în zadar. Grandiosul pachebot se lovește de iceberg și este avariat pe o lungime de aproximativ 90 de metri. Din acel moment, totul a mai durat 2 ore și 40 de minute. Icebergul cu care s-a produs coliziunea avea o adâncime de 185 de metri și 125 de metri lungime. În acea perioadă fuseseră raportați în acea zonă 1038 de ghețari, mai mari de 5 metri lungime. Cu toate acestea, capitanul s-a încăpățânat să reducă viteza vasului, ducând nava în abisul oceanului. Din cauza bărcilor insuficiente care existau la bord, au fost salvate doar 713 persoane, restul de 1514 găsindu-și sfârșitul în apele reci. Operațiunea de recuperare a supraviețuitorilor a fost făcută de către nava Carpatia, care s-a aflat la 95 de km distanță când a fost reperat primul SOS din istoria marinei trimis de pe Titanic. 7 ore a durat recuperarea bărcilor aflate în derivă și duse de curenți departe de locul tragediei. După îmbarcarea lor, nava Carpatia pleacă spre New York, unde ajunge în data de 18 aprilie în Dana numărul 42, exact acolo unde ar fi trebuit să sosească Titanicul. Ultima supraviețuitoare a Titanicului a fost Milvina Dean, care a murit în anul 2009 la vârsta de 97 de ani. Milvina s-a aflat la bordul Titanicului la vârsta de 9 săptămâni. Epava Titanicului a fost reperată în anul 1985 de către oceanograful Robert Ballard, la 73 de ani distanță de la scufundarea sa. A fost găsită la adâncimea de 3795 de metri și pentru a coborâ la această adâncime au folosit un submarin de mici dimensiuni pe nume Nautilus.
Un proiect îndrăzneț al unui milionar este de a scoate nava din adâncuri și de a o transforma în muzeu. Cum acest lucru deocamdată este greu de realizat, în China a început construcția unui vapor identic cu Titanicul. Imensul proiect costă 165 de milioane de dolari, cu puțin peste valoarea construcției sale reale. Vaporul va fi situat într-un parc în provincia Sichuan, care nu are deschidere la mare și care se află la 1500 de kilometri distanță de cel mai apropiat ocean. Un alt muzeu despre Titanic deschis deja se află în Statele Unite, în Tennessee. Costurile acestui proiect au ajuns la 24 de milioane de dolari și a durat un an de zile. În fiecare an, peste un milion de vizitatori calcă pragul acestui muzeu. Este o replică la o scară de 50% din ce a fost Titanicul. Ei pot vedea lista completă a pasagerilor care au fost pe vas. Există o zonă în acest muzeu unde turiștii pot scufunda mâinile în apa rece exact ca temperatura în care au căzut cei de pe vas în momentul tragediei, minus 2 grade Celsius. În acest muzeu se mai găsesc veste de salvare de la supraviețuitori și chiar dinți. În total, conducerea muzeului se laudă cu 400 de obiecte provenite de pe faimoasa navă. Un biscuit cracker, care a fost păstrat de pe Titanic, a fost vândut cu 22.968 de dolari la o licitație din Anglia și a fost numit cel mai valoros biscuit din lume. Biscuitul produs de Spillers and Bakers, cu denumirea de pilot, a supraviețuit scufundării Titanicului. Potrivit licitantului, biscuitul a fost parte dintr-un kit de produse alimentare depozitat într-una dintre bărcile de salvare. Pasagerul James Fenwick, voluntar de pe nava de pasager Carpathia, a păstrat acest suvenir în amintirea Titanicului. El a învelit biscuitele într-o peliculă fotografică Kodak. Nu pot să nu specific în acest episod că filmul Titanic produs de James Cameron în 1997 este cel mai scump și mai faimos film din istorie. Pentru el s-au cheltuit aproximativ 200 de milioane de dolari și este câștigătorul până în prezent a 11 premii Oscar. La 100 de ani de la scufundarea Titanicului, în aprilie 2012, în New York au fost scoase la licitație 5.000 de obiecte recuperate de pe navă în valoare de 189 de milioane de dolari. Cine a cumpărat aceste obiecte va avea obligația să le expună permanent publicului. Obiectele nu au fost împărțite între licitanți. Colecția a fost vândută în întregime. A fost prima licitație de o asemenea amploare de când s-a descoperit epava Titanicului. Printre obiectele din această colecție se află vase delicate din porțelan, obiecte din aur, tacâmuri din argint, dar și un fragment de 17 tone din carena vaporului adusă la suprafață de pe fundul Oceanului Atlantic. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!